Da. Bună ziua, după mult timp. Începe un nou capitol pentru mine. Sunt hotărât și pregătit să ajut FCSB pe toate fronturile. Știu că e o provocare foarte mare pentru mine și asta mă motivează foarte, foarte tare și îmi doresc din tot sufletul să reușim anul acesta să luăm titlul mult dorit și să ne calificăm și în grupele conferință, de asemenea. Alex, ce se ascunde în spatele acestui transfer? Pentru că, o spunea și domnul Rotaru, și când erai la Craiova, ți-ai dat acceptul pentru a veni aici, ok, nu s-au înțeles cluburile, sau a apărut întotdeauna că îți dorești să vii aici. Îmi place să vorbesc pe situații reale. Îmi place să dau timpul înapoi. Pentru mine e important ce am ales în momentul ăsta, pentru că s-au spus multe lucruri, s-au vehiculat multe lucruri în presă care nu sunt adevărate și normal că a fost o lipsă de respect față de mine, față de ce am făcut pentru Craiova și amintirile și emoțiile pe care le-am simțit acolo nu poate să mi le ia nimeni. Și asta a fost decizia mea, am ales ce e mai bine pentru mine, pentru familia mea, pentru că pentru mine familia e mai presus de orice și cred că asta e cel mai important în momentul ăsta. Cu ce echipă țineai când erai mic? Da, din moment ce m-am născut în Craiova, normal că am crescut în spiritul ăla și am ținut cu Craiova, normal. Până la urmă, ce te-a făcut să alegi FCSB? S-a tot vorbit de faptul că ofertele au fost identice, așa a fost, sau dacă nu, ce te-a făcut să vii la FCSB? Da, e o întrebare foarte bună. În primul rând vreau să clarific lucrurile, pentru că nu au existat oferte egale. Nu a existat niciun echilibru între oferta de aici și cea de la Craiova, nici din punct de vedere financiar, nici din punct de vedere al efortului, mai ales ținând cont că am fost capitanul Craiovei. Am simțit că sunt dorit mai mult aici, oamenii au fost serioși cu mine încă de la început, mi-au dat mult timp să mă gândesc foarte bine, pentru că nu era o decizie ușoară pentru mine, cum știți și dumneavoastră, și nu au pus presiune pe mine și au dorit foarte mult să vin aici și au depus toate eforturile ca eu să aleg opțiunea de a veni aici. Și sunt împăcat cu ceea ce am ales, dar nu a existat niciodată un echilibru între oferte, este o diferență foarte mare. Ne poți spune despre ce diferență este vorba, dacă nu în sume, măcar în procente? Asta rămâne confidențial, nu-mi place să vorbesc despre cifre. Ce zici tu, procente, că s-a spus de acolo o sumă și faci tu calculul. Dar te-a dezamăgit chestia asta? Un pic? Atitudinea Craiovei în negocierile astea? Te așteptai la mai mult? Atitudinea n-a fost una atât de serioasă precum așteptam. M-am simțit puțin subestimat, așa ca și fotbalist și ca și persoană, pentru că s-au spus multe lucruri și s-au dovedit ulterior ceea ce, cum am fost tratat acolo și pentru că n-am fost luat în serios. Au crezut că va fi ușor, dar... Va fi ușor să te aducă... Exact, exact. Și apoi, ulterior s-a dovedit la tot ce s-a spus în presă și tot ce s-a scris despre mine, despre de acum 5 ani și pentru mine a fost dezamăgitor să văd asemenea lucruri, pentru că știu cine sunt în momentul ăsta și cât de mult m-am schimbat în ultimii ani. Am o familie frumoasă, am doi copii și știu cât de mult am tras ca să reușesc, dar asta e lumea, mergem înainte, eu respect suporterii în continuare, suporterii Craiovei, acum pentru mine e important să dau tot cea mai bună aici la Steaua, pentru suporterii Stelei să dovedesc că merit să joc și să am cel mai bun randament. Cu alte cuvinte, nu te-ai mai simțit dorit acolo? Da. În ce relație ai rămas cu patronul echipei? Am fost tot timpul într-o relație foarte bună, dar știți cum e. Și eu îmi doresc multe lucruri, dar până la fapte mai e mult. Te pregătești de un alt patron? La exact. Fel de pretențios? Da, sunt pregătit. Nu ascult ce se spune în stânga și în dreapta.
Știu ce va urma, știu că nu va fi ușor deloc, e o presiune mare și sunt pregătit pentru această presiune. Sunt jucător profesionist și întotdeauna mi-am câștigat respectul prin rezultate și prin muncă și așa voi face și aici. Toată lumea, de fapt, a discutat la televizor despre el, despre jocurile de noroc. Spune-ne în acest moment. Da, păi nu-i problemă, o să clarific lucrul ăsta. Cum ești acum și ceea ce s-a întâmplat în trecut? Pentru că inclusiv da. Mihai Rotaru a apărut la televizor și a spus că erau oameni care te luau din cluburi, din da. Țări. Da, da, da. M-am amuzat puțin pe subiectul ăsta. Într-adevăr, cu toții am comis greșeli în viață pentru că suntem oameni și nu suntem perfecți, dar pentru mine e un subiect închis, adică am depășit acele momente. Pentru mine e important prezentul, nu trecutul și asta e cel mai important. Nu mă mai gândesc la lucrul acesta, mă gândesc să am un parcurs foarte bun aici. Am semnat un contract pe 3 ani și toate gândurile mele și toată concentrarea e pusă aici. Crezi că a fost o coincidență sau doar o coincidență faptul că acele informații au apărut exact după ce ai semnat cu FCSB sau după ce s-a vorbit de interesul celor de la FCSB pentru tine și de dorința ta de a veni aici? Da, probabil că nu se așteptau la decizia pe care am luat-o, deși tot ceea ce am spus ăsta a fost adevărul, pentru că nu a existat niciun echilibru între oferte și, sincer, nu mă așteptam la asemenea reacții care au fost duse la extrem, dar eu știu ce am de făcut, știu cine sunt un băiat de caracter în momentul ăsta, am muncit mult ca să ajung în punctul acesta și tot ce s-a scris a fost doar ca să instige suporterii la propriu și nimic mai mult, pentru că probabil că nici ei nu se așteptau, dar acum că au aflat adevărul, trebuie să uite. Dar patronul Craiovei spunea că ai trădat Craiova, ți-e frică că o să rămână așa o etichetă de trădător în viitor, în zona aia mai ales? E un cuvânt prea, prea, prea mare, cred, a trăda. Nu am trădat cu nimic, pentru că întotdeauna am fost în relații foarte bune, am fost deschis tot timpul cu Craiova și niciodată nu am făcut ceva care să nu știe ei. Adică am vorbit tot timpul în față, nu am reușit să găsim o variantă și asta a fost. Am ales ceea ce e mai bine pentru mine și pentru familia mea. Nu văd nicio trădare. La ce te aștepți la primul meci pe Oblemenco? Împotriva celor de la CSU, Craiova, nu? La prea multe lucruri pozitive nu mă aștept, dar o să fiu concentrat la ce am eu de făcut în teren și probabil că voi trece peste acest moment. Voi da totul pentru echipa mea și asta e tot ce contează. Ne poți spune ce mesaje ai primit din partea suporterilor celor de la FCSB, dar și din partea oltenilor? De aici am primit numai mesaje pozitive și toată lumea m-a încurajat și cu majoritatea care am vorbit, care au fost tot timpul aproape de mine, de familia mea, m-au împins și ei să vin aici, să iau în piept această provocare, să am curaj și pentru că doar așa pot să văd unde mă aflu în acest moment. Din partea celor de la Craiova nu am apucat să citesc prea multe pentru că am oprit comentariile, am oprit aprecierile, n-am lăsat loc să mă confrunt cu ei, pentru că pentru mine cel mai important e să joc fotbal, asta e treaba mea, nu o să pot să împac niciodată pe toată lumea. Am vrut să lămuresc acum cum au stat lucrurile și pentru mine e important ce am de făcut de acum înainte. Dar cu jucătorii de la Craiova ai vorbit, că știu că mai ai prieteni acolo. Cu băieții am... Ți-au zis, ei șocat și pe ei așa cum le-ai șocat și pe Mihai Rotaru? Nu. E prea mult spus. Nu, cu băieții am avut tot timpul o legătură strânsă și am ținut legătura. Într-adevăr, am avut o echipă foarte bună la momentul respectiv, atunci când am reușit să aducem cupa, dar nimic mai mult. Le urez multă baftă și sunt sigur că vom păstra relația de prietenie. Te vezi campion cu FCSB? Îi lipsește titlul din 2015? Cu siguranță. Ăsta e scopul principal pentru care o să trag și o să încerc să ajut echipa. După tine și după părerea ta. S-a vorbit despre postul pe care îl
ocupa? De la mijloc în sus poți să joc pe orice poziție. Cât de greu crezi că va fi să te impui? Ai văzut și tu cum arată lotul, jucătorii, concurenții? Greu e oriunde te duci. Trebuie doar să fii pregătit. Am acumulat o experiență în ultimii ani. Sunt sigur că voi aduce un plus, dar locul în echipă îl câștig doar prin randamentul meu, prin antrenament, prin muncă. Nu am venit titular aici la echipă, trebuie să demonstrez și să arăt în fiecare zi și de la meci la meci. Dar bănuiesc că nici n-ai venit să fii rezervă de lux. E clar că îți dorești să... Totul depinde de mine. Deciziile pe care le voi lua de acum înainte, ceea ce voi face în fiecare zi la antrenament, disciplina, mentalitatea cu care am venit, sunt sigur că mă vor ajuta și mă vor pune în drumul cel bun. Din punctul tău de vedere, care este cel mai puternic adversar? Patronul echipei FCSB spunea că Craiova este prima în pole position. Cred că va fi un sezon dificil, pentru că toate echipele s-au întărit, va fi un campionat disputat, deci cu toate echipele va fi greu, nu există cea mai bună și cea mai slabă. Alex, te bucur că ai schimbat tabăra, știi ce palmares ai cu FCSB-ul, împotriva FCSB-ului? Ai 13 mici, 12 înfrângeri și un egal. Da, nu trebuia să-mi reamintești, trecutul e trecut. I-am reamintit eu noi. Mă bucur că sunt aici acum și sunt împăcat și pregătit să dovedesc că merit să joc, să îmbrac tricoul Stelei. Dintre tine și Mitriță, cine revine la națională? Eu îmi doresc să revenim amândoi. Inevitabil trebuie să te întrebăm și despre presiune, cum o vei gestiona, salariu mare, așteptări mari, ești un jucător cu experiență? Nu e niciun fel de problemă. Va trebui să vorbesc pe teren, o să încerc să vorbesc cât mai puțin la conferințele de presă și după meciuri. Pentru mine, experiența pe care am căpătat-o de-a lungul anilor m-a schimbat total, atât din punct de vedere fotbalistic, cât și pe plan personal. Deci presiunea asta mă bucură și mă motivează la maxim.